Bine v-am regăsit! Ne întâlnim din nou la cursul de mecanică. Și azi vom discuta despre o mărime fizică foarte folositoare în rezolvarea problemelor, și anume energia mecanică. Noțiunea de energie este destul de misterioasă și poate să fie foarte greu de definit. Dacă vrem să definim energia la modul general, adică valabil pentru toate aspectele lumii fizice, atunci ne dăm seama că noțiunea de energie ține mai mult de matematică decât de fizică și că definirea ei nu este deloc o sarcină ușoară. Dar putem defini mult mai ușor energia dacă ne referim doar la o categorie de fenomene, așa cum vom face noi azi, pentru că voi vorbi doar despre energia mecanică. Energia mecanică este o mărime scalară care caracterizează capacitatea unui sistem mecanic sau a unui corp de a efectua lucru mecanic. Cu alte cuvinte, un corp sau un sistem mecanic are energie dacă poate efectua lucru mecanic, cu ajutorul, bineînțeles, unor fenomene mecanice. De pildă, datorită faptului că se poate deforma sau datorită faptului că are inerție sau pentru că se deplasează într-un câmp de forțe, cum ar fi câmpul gravitațional. Ceea ce este foarte important să înțelegem este că un sistem mecanic poate efectua lucru mecanic doar dacă trece dintr-o stare în alta. Și este normal să fie așa, deoarece lucrul mecanic apare numai dacă se deplasează forțe. Și ca să se deplaseze o forță, configurația sistemului mecanic trebuie să se modifice. Să vedem câteva exemple. Un ceas acționat de greutăți. Un corp care coboară poate efectua lucru mecanic. În cazul nostru, greutățile ceasului pun în mișcare tot felul de piese, rotițe și așa mai departe din mecanismul ceasului. Deci efectuează lucru mecanic. Dar pentru asta, ele trebuie să-și schimbe poziția în câmpul gravitațional, adică trebuie să coboare. Un alt exemplu, un arc poate să pună în mișcare o săgeată. Dar, ca să facă acest lucru, el trebuie să se deformeze și în momentul în care trebuie să lanseze săgeata, trebuie din nou să-și modifice forma. O piatră poate să spargă un geam, dar pentru asta ea trebuie să fie în mișcare, adică trebuie să se deplaseze. În concluzie, un sistem mecanic poate schimba lucru mecanic cu exteriorul doar dacă trece dintr-o stare în alta. Dar prin schimb de lucru mecanic cu exteriorul, energia lui se schimbă. De pildă, dacă un sistem mecanic are energia E1 și efectuează un lucru mecanic L, atunci energia lui mecanică scade. El trece într-o stare în care are energia mecanică E2. Și pentru că a efectuat lucru mecanic, vom considera acel lucru mecanic pozitiv și atunci energia pe care a avut-o în starea inițială, E1, este mai mare decât energia mecanică pe care o are în starea finală, pe care să o notăm cu E2. Deci fiecare stare a unui sistem mecanic este caracterizată de o anumită energie. De aceea spunem că energia este o mărime de stare. Energia mecanică poate să fie de două feluri. Cinetică, adică energia care apare din cauza mișcării corpurilor, și potențială, care se mai numește și energie mecanică de poziție sau de configurație.
Să vorbim întâi despre energia cinetică. Așa cum am spus, energie cinetică au corpurile care sunt în mișcare. Și aceasta pentru că un corp în mișcare poate să deplaseze forțe, pentru că are inerție. Dar dacă deplasează forțe, înseamnă că efectuează lucru mecanic. Și dacă efectuează lucru mecanic, înseamnă că are energie mecanică, în cazul nostru energie cinetică. Vrem să găsim o relație cu ajutorul căreia să putem calcula energia cinetică pe care o are un corp. Pentru asta ne gândim la un punct material care are masa M și care este în mișcare deja, are în acest moment viteza V1. Și să presupunem că o forță F începe să acționeze acum asupra punctului material, forța F, și că forța F are aceeași direcție și același sens cu viteza punctului material. Ceea ce înseamnă că ceea ce va face forța va fi să imprime o accelerație, va fi să mărească modulul vitezei, dar nu va schimba direcția vitezei. Să presupunem că forța F acționează pe distanța D. Acționează o distanță D asupra punctului material. În acest caz, după parcurgerea distanței D, punctul material va avea o altă viteză, mai mare, viteza V2, pentru că va fi accelerat de forța F. Și atunci putem scrie formula lui Galilei pentru această deplasare pe distanța D. Și anume, putem scrie că V2 pătrat, viteza finală la pătrat, este egală cu viteza inițială la pătrat, V1 la pătrat, plus de două ori accelerația, ori deplasarea, ori distanța pe care a parcurs-o punctul material sub acțiunea forței F. Distanța pe care a acționat forța F. Să înmulțim această ecuație cu M supra 2. Și atunci vom avea MV2 pătrat pe 2 este egal cu MV1 pătrat pe 2 plus, aici 2 se simplifică, M ori A ori D. Dar M ori A este forța, principiul fundamental al dinamicii. Iar forța înmulțită cu distanța este lucrul mecanic. Am vorbit despre lucrul mecanic în cursul anterior, al cărui link îl găsiți în descriere. Lucrul mecanic este forța ori deplasarea ori cosinusul unghiului de alfa, dar în cazul nostru unghiul dintre forță și deplasare fiind 0, cosinus de alfa este 1 și rămâne că lucrul mecanic este forța ori deplasare, adică exact ce am aici. Și înseamnă că lucrul mecanic pe care l-a efectuat forța F ca să accelereze corpul se poate scrie ca diferența a doi termeni. MV2 pătrat pe 2 minus MV1 pătrat pe 2. Și asta mai înseamnă că termenii respectivi trebuie să aibă aceeași unitate de măsură cu lucrul mecanic, adică joule, și că, de fapt, acei termeni sunt energii. MV2 pătrat pe 2 este energia cinetică pe care o are corpul nostru după ce a parcurs distanța D, adică energia cinetică finală, iar MV1 pătrat pe 2 este energia cinetică pe care o are corpul în momentul inițial, în clipa în care începe să acționeze forța asupra lui. Și atunci putem scrie că lucrul mecanic al forței care a accelerat corpul nostru este energia cinetică 2 minus energia cinetică 1. Sau, pe scurt, lucrul mecanic este delta energie cinetică, adică este egal cu variația energiei cinetice.
Această ecuație se numește teorema variației energiei cinetice și ne arată că variația energiei cinetice este egală cu lucrul mecanic al forței care produce variația respectivă. Iar de aici putem vedea formula energiei cinetice. Energia cinetică a unui corp se calculează cu formula masa corpului ori viteza corpului la pătrat supra 2. Și de fapt ne arată cât lucru mecanic poate efectua corpul respectiv până la oprirea lui. Este energia mecanică pe care o are datorită faptului că este în mișcare. Să vorbim acum despre energia potențială. Energia potențială, numită și energie de configurație, apare din cauza unor interacțiuni, fie între părțile unui sistem mecanic, fie între sistem și exterior, fie între un corp și un câmp de forțe, dar este vorba despre forțe întotdeauna când vorbim despre energii potențiale. Și pentru că forțele pot să fie de mai multe feluri, de pildă avem forțe gravitaționale, forțe elastice și așa mai departe, înseamnă că și energia potențială mecanică poate să fie de mai multe feluri. Și într-adevăr putem avea energie potențială gravitațională sau energie potențială elastică și alte forme de energie mecanică. Să începem cu energia potențială gravitațională. Imaginați-vă, și sper că desenul vă ajută, că lăsăm un corp să cadă de la înălțimea H. Corpul are masa M, cade, deci, de la înălțimea H măsurată de la suprafața Pământului. Și să presupunem că înălțimea H este mult mai mică decât raza Pământului, ceea ce înseamnă că în tot timpul căderii corpul nostru va avea aceeași greutate. Sau că accelerația gravitațională în fiecare punct al traiectoriei este aceeași. Cu alte cuvinte, corpul se mișcă într-un câmp gravitațional constant. Și accelerația gravitațională este, deci, peste tot G0, să notăm așa, adică accelerația gravitațională aici, la suprafața Pământului. Cât lucru mecanic efectuează greutatea în timpul căderii corpului? Lucrul mecanic, în general, este forța ori deplasarea ori cosinus de alfa. Unghiul dintre greutate și deplasare în timpul căderii este 0, deci cosinusul ia valoarea 1 și atunci lucrul mecanic va fi forța, adică greutatea, ori deplasarea. Dar greutatea este masa ori accelerația gravitațională, iar deplasarea este H. Am găsit, deci, că lucrul mecanic al greutății în timpul căderii corpului este M ori G0 ori H. Dar dacă punctul material sau corpul a efectuat lucru mecanic, înseamnă că a avut energie. Acolo sus a avut energie. Acea energie se numește energie potențială gravitațională. Și să notăm energia pe care a avut-o în momentul plecării cu energia potențială 1. Când ajunge jos, are o altă energie mai mică. Să notăm cu energia potențială 2. Cu cât este mai mică energia potențială când ajunge jos decât atunci când a plecat
a început să cadă. Păi cu lucrul mecanic pe care l-a efectuat. Înseamnă că energia potențială 1 minus energia potențială 2 este egală cu M ori G0 ori H. Dar ceea ce am în stânga este minus variația energiei potențiale. Pentru că variația energiei potențiale este energia potențială 2 minus energia potențială 1. Și minus variația energiei potențiale este R. Ecuație, care de obicei se scrie delta energie potențială, este egală cu minus L și se numește teorema variației energiei potențiale. Ea ne arată că variația energiei potențiale a unui corp care se găsește într-un câmp de forțe, în cazul nostru în câmpul gravitațional al Pământului, este egală cu lucrul mecanic pe care îl efectuează forța care apare din cauza interacțiunii corpului nostru cu câmpul gravitațional, luat cu semn schimbat. Deci variația energiei potențiale în cazul nostru este minus mg0h. Dar această variație, așa cum am spus, este energia potențială finală minus energia potențială inițială. Este minus M ori G0 ori H. Și acum, cât a fost energia potențială gravitațională a corpului nostru în momentul în care a început să cadă? Ca să găsim acest lucru, trebuie să stabilim o configurație convențională. O stabilim noi, în care să considerăm că energia potențială este zero. Așa procedăm întotdeauna când vorbim despre energii potențiale. În cazul nostru, de obicei, considerăm că energia potențială a corpului care se găsește într-un câmp gravitațional, în câmpul gravitațional al Pământului, este zero, atunci când corpul este pe suprafața Pământului. Într-un fel se poate spune, pentru că nu poate să meargă mai jos decât atât, nu poate să cadă mai departe. Și atunci punem condiția ca energia potențială 2 să fie egală cu 0 și obținem că energia potențială 1 este mg0h. Deci energia potențială gravitațională se calculează cu formula m ori g ori h, iar teorema variației energiei potențiale gravitaționale este cea pe care o vedeți aici. Dar dacă corpul nostru se găsește la o înălțime atât de mare, încât greutatea lui acolo nu mai este egală cu greutatea lui la suprafața Pământului. În acest caz, căderea nu se va mai realiza într-un câmp gravitațional uniform. Cum calculăm în acest caz energia potențială a corpului acolo la înălțimea H? Greutatea corpului aici, la suprafața Pământului, este, să notăm, G mare 0, masa corpului înmulțită cu G mic 0, adică valoarea accelerației gravitaționale a Pământului aici, la suprafața Pământului. Dar conform legii atracției universale, această greutate este de fapt forța cu care corpul nostru este atras de Pământ și se poate calcula cu formula G0 K, constanta atracției universale, ori masa Pământului, ori masa corpului,
supra distanța de la corp până în centrul Pământului, care atunci când corpul este pe suprafața Pământului, este raza Pământului. Supra raza Pământului la pătrat. Când corpul se găsește la înălțimea H, el are acolo greutatea G, să notăm G mare, M mic ori G mic. De G mic este valoarea accelerației gravitaționale acolo, la înălțimea H. Tot conform legii atracției universale, această greutate este de asemenea forța cu care Pământul atrage corpul și se poate calcula cu relația G egal cu K, ori masa Pământului, ori masa corpului. Acum, distanța dintre corp și centrul Pământului este R plus H. Și atunci am la numitor R plus H la pătrat. H nu mai este neglijabil față de raza Pământului, cum a fost în primul caz pe care l-am discutat. Energia potențială a corpului acolo sus este, după cum am văzut deja, egală cu lucrul mecanic al greutății care se va efectua în timpul căderii corpului. Adică trebuie să fie egală cu M ori G ori H, dar trebuie să iau un G mediu, o valoare medie pentru accelerația gravitațională. Ca să pot calcula această valoare medie, trebuie să văd care este expresia lui G mic aici, la suprafața Pământului, și care este expresia lui acolo sus, la înălțimea H. Pentru asta, compar aceste două relații și prin identificare se observă că G0 este K ori masa Pământului supra raza Pământului la pătrat. Din aceste două relații, tot prin identificare, se observă că G este K ori masa Pământului supra raza Pământului plus H la pătrat. Deci am două expresii pentru cele două valori ale accelerației gravitaționale și acum vreau să calculez media lor. Dar, dacă mă uit la expresiile accelerațiilor gravitaționale, observ că variabila, care este variabila? Distanța de la corp la centrul Pământului. K și masa Pământului sunt constante. Variabila este la pătrat. Și în cazul în care variabila este la pătrat, nu facem media aritmetică, ci facem media geometrică. Deci G mediu va fi radical din G0 ori G. Adică va fi radical din K ori M supra R pătrat înmulțit cu K ori M supra R plus H la pătrat. Și observăm cu bucurie, nu? Că sub radical avem un pătrat perfect. Și atunci G mediu, și e bine să rețineți această relație, este K ori masa Pământului supra R înmulțit cu R plus H. R pe lângă R plus H. Adică la numitor nu mai e nici R pătrat, dar nici R plus H la pătrat, este produsul dintre R și R plus H. Și acum putem calcula lucrul mecanic al greutății în timpul căderii corpului. Știm acum, deci, că accelerația gravitațională în timpul căderii corpului de la o înălțime foarte mare H are valoarea medie dată de această relație. Și acum putem calcula energia potențială a corpului care se găsește la acea mare înălțime. Energia potențială va fi egală cu M mic ori această valoare medie K ori masa Pământului supra R pe lângă R plus H și mai bine înmulțit cu H. Mai știm că aici, la suprafața Pământului, accelerația gravitațională, care are valoarea G0, se poate calcula cu această relație. Înseamnă că produsul K ori M
produsul K-O-M, care apare și în relația noastră, se poate scrie ca fiind G0 ori R pătrat. Să facem această substituție în formula noastră. Energia potențială este M ori G0 ori R pătrat supra R pe lângă R plus H, totul înmulțit cu H. Se vede că raza Pământului se simplifică odată și obținem că energia potențială este egală cu M ori G0 ori H înmulțită cu R supra R plus H. Deci dacă un corp se găsește la o înălțime foarte mare, care nu mai este neglijabilă față de raza Pământului, atunci energia lui potențială la înălțimea respectivă, energia lui potențială gravitațională, bineînțeles, se poate calcula cu formula mg0h. Până aici este aceeași formulă pe care am dedus-o când corpul se mișca într-un câmp uniform, dar acest mg0h în cazul ăsta se mai înmulțește cu fracția r supra r plus h. De aici se vede că dacă H este foarte mic, neglijabil față de R, atunci această fracție este practic 1 și rămâne formula pe care am dedus-o pentru prima oară. Dar dacă H nu mai este neglijabil, atunci această fracție, cu cât H este mai mare, va avea o valoare mai mică și Mg0H se va înmulți cu un număr tot mai mic pentru a găsi energia potențială a corpului care se găsește la mare înălțime. Până acum am vorbit despre energia potențială a unui corp sau a unui punct material care se găsește într-un câmp gravitațional. A fost vorba despre câmpul gravitațional al Pământului, dar formulele sunt aceleași și dacă vorbim despre alte câmpuri gravitaționale. Dar cum calculăm oare energia potențială gravitațională a unui sistem de două corpuri care se atrag? Ca să găsim această formulă, să ne gândim la Pământ și un corp care se găsește la distanța R mic 1 de Pământ, așa cum vedeți în desen. Masa Pământului am notat-o cu M mare și masa corpului cu M mic. Inițial, ele se găsesc, deci, la distanța R mic 1, unul de celălalt. Vreau să calculez lucrul mecanic pe care îl efectuează forța de atracție dintre cele două corpuri. Sigur că voi discuta numai despre forța care acționează asupra unui corp. Forța care acționează asupra corpului de masă M mic, cea notată pe desen cu F1, ce lucru mecanic efectuează această forță de atracție când corpul de masă M mic se îndepărtează de la distanța R1 de centrul Pământului până la distanța R2? Și pentru asta trebuie întâi să văd cât sunt forțele în cele două poziții ale corpului de masă M mic. Când corpul se găsește la distanța R mic 1, așa cum se vede acum în desen, atunci forța cu care este atras de Pământ este F1, K ori masa Pământului ori masa corpului, supra R mic 1 la pătrat. Când corpul de masă M mic se va găsi la distanța R mic 2 de centrul Pământului, atunci forța de atracție va fi K ori masa Pământului ori masa corpului, supra R mic 2 la pătrat. Iar lucrul mecanic al acestei forțe, întâi trebuie să observăm că va fi negativ, pentru că forța este spre stânga, spre centrul Pământului, dar corpul nostru se deplasează spre dreapta, distanța crește. Lucrul mecanic efectuat de această forță cu care Pământul atrage corpul de masă M mic, va fi forța, dar trebuie să iau valoarea ei medie, am aici cele două valori extreme, înmulțită cu deplasarea și, așa cum am spus, acest lucru mecanic va fi negativ. Sigur că
va fi negativ, se vede și din faptul că deplasarea e orientată spre dreapta și forța e orientată spre stânga, deci cosinus unghiului alfa ar fi în acest caz minus 1. Valoarea medie a forței este media geometrică a celor două forțe. Deci forța medie va fi radical din F1 ori F2. Adică va fi K ori M mare ori M mic supra R mic 1 ori R mic 2. Aceasta este valoarea medie, media geometrică a celor două forțe F1 și F2. Și bine înmulțită cu deplasarea, dar dacă vă uitați pe desen, deplasarea, modulul deplasării, este de fapt R2 minus R1. Și atunci trebuie să înmulțesc cu R2 minus R1. Și lucrul mecanic, atunci, devine, dacă deschid paranteza, va era minus K ori M mare ori M mic supra, aici R2 se simplifică și rămâne doar R1, și plus K ori M mare ori M mic, aici R1 se simplifică și la numitor rămâne R2. Am spus că întotdeauna când discutăm despre energia potențială, trebuie să alegem o configurație în care energia potențială este 0. În cazul acesta, se vede că dacă R2 tinde la infinit, atunci acest termen tinde la 0. Și se mai observă că lucrul mecanic este scris ca diferența a doi termeni, ceea ce înseamnă că cei doi termeni reprezintă, de fapt, energii potențiale. Energii potențiale gravitaționale. Și atunci, dacă îndepărtăm corpurile atât de mult încât practic nu se mai atrag, adică îl facem pe R2 foarte, foarte mare, acest termen devine 0, iar lucrul mecanic devine, de fapt, energia potențială a sistemului, care va fi, deci, minus K ori M mare ori M mic supra R1. În general, această formulă se poate scrie așa, pentru cazul în care am două corpuri, având masele M mic 1, respectiv M mic 2, care se găsesc la distanța R mic unul de celălalt, atunci energia potențială a sistemului celor două corpuri, energia potențială gravitațională, este minus K ori M mic 1 ori M mic 2 supra R mic pătrat, iar semnul minus îmi arată că energia potențială a sistemului este energia unui sistem legat. Sistemele legate au energii potențiale negative. Care este sensul fizic? Sensul este că dacă eu îndepărtez aceste două corpuri atât de mult încât practic ele nu se mai atrag, acum energia potențială a sistemului este 0. Dar asta înseamnă că am efectuat lucru mecanic asupra sistemului, care acum are energia potențială 0. Păi înseamnă că înainte de a efectua lucru mecanic asupra lui, avea energie potențială negativă. Era un sistem legat. Să notăm și aceste lucruri.
Și acum foarte pe scurt, pentru că e mult mai simplu decât în cazul energiei potențiale gravitaționale, să vorbim despre energia potențială elastică. Am văzut în cursul despre lucru mecanic că atunci când întindem un resort care are inițial lungimea L0 și îl întindem până când lungimea lui devine L, atunci forța elastică efectuează un lucru mecanic care se poate calcula ca fiind minus kappa ori delta L pătrat supra 2, unde delta L se numește alungire și este diferența dintre lungimea finală a resortului și lungimea resortului în stare nedeformată. Acum știm că teorema variației energiei potențiale, în cazul forțelor conservative, și forța elastică este și ea o forță conservativă, este delta energie potențială este minus L. Înseamnă că în cazul nostru, energia potențială 2 minus energia potențială 1 va fi minus L, adică va fi kappa ori delta L la pătrat supra 2. Și din nou, dacă alegem ca energia potențială 1 să fie 0, adică starea în care resortul nu este deformat, în acea situație nu avem energie potențială elastică, deci energia potențială 1, 0, atunci găsim că energia potențială elastică a resortului care a fost întins cu delta L se poate calcula cu formula kappa ori delta L pătrat supra 2. Unde kappa, sunt sigur că vă amintiți, se numește constanta elastică a resortului. În final, tot foarte scurt, despre conservarea energiei mecanice. Energia mecanică este suma celor două tipuri de energii, adică este energia cinetică plus energia potențială. Energia mecanică, cea pe care am notat-o cu E, adică suma celor două energii, se conservă dacă în sistemul mecanic avem numai forțe conservative. Forța neconservativă care apare cel mai des în timpul transformărilor de stare în cazul unui sistem mecanic este forța de frecare. Forța de frecare nu este o forță conservativă. Dacă avem forță de frecare, energia mecanică nu se conservă, pentru că atunci când apare frecare, o parte din energia mecanică, sau chiar toată, se transformă în căldură. Dar dacă nu avem frecare, sau alte forțe neconservative, atunci energia mecanică se conservă. Ceea ce înseamnă că suma energie cinetică plus energie potențială este constantă. Și această relație se numește conservarea energiei mecanice. Ea ne arată ceva foarte important pentru rezolvarea problemelor, dar nu numai, și anume că dacă una dintre cele două energii crește, cealaltă trebuie să scadă atunci când vorbim despre un sistem mecanic. Și exact cu cât crește una, cu atât scade cealaltă. Repet, este o observație foarte, foarte folositoare pentru rezolvarea problemelor. Vă aștept la cursul următor. La revedere!